Ne-am întors la extemporal la democrație, invitată Cozet Chichirău, deputat, candidat sau nominalizat pentru postul de candidat în interiorul USR. Bun, cine e candidatul USR până la urmă? Încă nu știm. Cine va fi? Încă nu știm. Eu voi fi, desigur. Așa. Eu cred că celelalte candidaturi sunt de negociere. Pentru că oamenii vor, deputați, senatori, să se asigure de alte lucruri. Dacă vă aduceți aminte, în 2020, Livinolu a fost candidat la primărie, așa, propus de Plus. Cât a stat, nu? Cât a fost candidat? S-a retras imediat, că bună, a și reacționat nu chiar presa imediat sau opinia publică, pentru că aici, Ania, știți că există chestiunea asta, un naționalist din ăsta. Tu cine ești? Ai stat la Bruxelles sau pe unde? Vii din București să candidezi aici? În Bruxelles, da. Da, e, și omul s-a retras și cred că bine a făcut, până la urmă, că șansele erau destul de mici. Nu s-a retras. Dacă pot eu să vă aduc aminte, că am trăit-o pe pielea mea. S-a retras, a fost retras, habar n-am. Nu. S-a ajuns la un acord. Nu s-a retras. Până la urmă, Plus avea Liviolu candidat la primărie, USR mă avea pe mine candidat la primărie. Așa, era candidatul Plus. Așa, și trebuia să facem o alianță în care să rămână un singur candidat și apoi să se negocieze fermoarul la Consiliul Local, deputați, senatori și așa mai departe. Și dacă vă aduceți aminte, până la urmă a fost, evident, eu am fost candidatul la primărie și la Consiliul Județean cei de la Plus nu au vrut să-l propună pe Liviu Iolu, că eu asta propusesem, să candideze Iolu la Consiliul Județean și apoi vedem ce fermoar facem. Nu a vrut această variantă. Domnul Șandru, care fusese propunerea Plus la Consiliul Județean, până la urmă a plecat la Chirica, așa, și a venit cu propunerea Marius Bodea, care n-a vrut să fie asumat de Plus. Da, și așa că l-a asumat USR-ul și l-a pus pe locul acela. L-ați vrut atunci, din câte mi-aduc, l-ați vrut ca și strategie păi, politică, am semnat, pentru dacă... că și el stătea bine, cumva, față de Liviu Iorlu sau Daniel Șandru, care nu știu câte puncte avea, sau Plusul câte puncte avea, dar Marius Bodea venea cu o zestre electorală, cumva, și va ajuta cel puțin pe județ, pe voturile pe oraș. Era cunoscut. Asta, într-adevăr, așa este. Dar ca să ne înțelegem, dacă deci spuneți că a fost atunci o negociere și s-a așezat... A fost o negociere, nu s-a retras nimeni din nicio competiție. Bun, a fost o negociere și în, în interior. Exact, asta n-a venit nimeni de sus sau de undeva să spună, băi, tu, da, de data asta vedem că toată lumea vrea, vreți și dumneavoastră candidat la primărie. La ce vă referiți? Nu știu, partidul, la ba da, centru, s-a negociat sau... la centru. Absolut, da, bineînțeles. Bun, Barna atunci și erau și două partide, era Cioloș și Barna și... Mă rog, ca să ne înțelegem și acum va fi implicat centru pentru că e primărie foarte mare. Deci un partid se negociază local și național, fără îndoială. Nu poți probabil să lași că pe București, o primărie Iași, mare... Timișoara, bun, exact, la Timișoara exact e primar, da, Cluj... Da, da. Ok, contează și vocea filialei, dar bănuiesc că și centrul va urmări sondaje, chestiuni... Da, da. Și atunci este normal ca să fie negocieri. Dacă vrei mult, poate obții un pic mai puțin sau altceva. Dacă nu candidezi la primărie, este mai greu să-ți negociezi un alt post. Și atunci este o tactică de negociere pentru niște oameni să zică vrem și noi la primărie, foarte tare, a, nu ne dați la primărie, vreau senator sau deputat. Da. Asta este ideea. Însă, ce vreau să spun este că câștigarea primăriei Iași este cel mai important obiectiv al filialei noastre, fără îndoială. Evident că vrem să câștigăm și alte primării din județ, dar municipiul Iași este coroana filialei și coroana județului. Și atunci, trebuie să mergi cu un candidat care este sigur și despre care ești sigur că poate câștiga. Da? Eu sunt acel candidat. Eu sunt omul care poate câștiga și în această logică am spus, dacă vă amintiți, că dumneavoastră ați dat știrea, că nu voi candida la parlamentare. Păi știu că am făcut în conjurul țării atunci. Așa. Și multe lume a spus, domnule, nu e o greșeală cumva? Așa. De strategie, revin, de tactică. Revin astăzi. Așa. Nu plec din politică. Vreau să conduc o instituție mare. Prima mea alegere este primăria Iași. Da? Plec din legislativ. Bun, da, din, vă mențineți afirmația care ați absolut făcut-o la cealaltă masă afirmația la emisiunea Linia Întâi, pare mi se. Că nu candidez că la nu parlamentare. Candidez la parlamentare, ci vă canalizați pe primărie. Dar, mă rog, aici rămâne de văzut dacă veți fi candidat. Că aici sunteți într-o competiție, adică ați maximizat neștiind 100% dacă veți fi candidat la primărie. Că, până la urmă, jocul e deschis. Eu știu 100% că voi fi candidat. Dar ceilalți nu știu. Dar de unde? Dați-ne este logică politică.
eu voi solicita contracandidații mei, ei zic și ei că pot câștiga primăria. Dacă sunt siguri, n-au nevoie deloc la parlamentare. E adevărat? Deci eu voi... Fiecare își face strategia. E strategia partidului. Partidul vrea un om care este sigur. Domnul Bodea, sunteți siguri că câștigați primăria Iași? Dacă zice da, păi nu aveți nevoie deloc la parlamentare. Că sunteți siguri, nu-i așa? Da, sunt sigur. Fără loc la parlamentare, dacă sunteți așa siguri. Bun, dar de ce să condiționați? Până la urmă, asta a fost opțiunea dumneavoastră. Nu v-a obligat nimeni. Pentru că eu sunt sigură. Să nu candidați la... să renunțați la parlamentare. Nu candidez la parlamentare pentru că sunt sigură că voi vreau câștiga. Vreau un loc sau șefia unei instituții. Instituție prima înseamnă... alegere. Pentru că dumneavoastră mi-ați spus că se înțelege că plec din politică. Pentru că eu nu am completat afirmația cu nu candidez la parlamentare, cu rămân în politică. Mi s-a părut evident că rămân în politică. Înțelegi orice. Poți să înțelegi că pleci în Statele Unite, că vă întoarceți în Statele Unite, poți să înțelegi te retragi o perioadă, pur și simplu rămâi în filială sau altă instituție. Poate vine USR-ul la putere și Iași. Deci evident că aveți două examene. Acea afirmație, a fost făcută în contextul câștig primăria Iași, nu aveți, așa aveți două examene. Da. Unul nominalizarea de către partid, așa ceea ce nu e sigur, adică bun, afișați siguranța asta că e normal ca politician să spui, domnule, eu câștig în cursa internă. Ar fi logică și păguboasă o altă nominalizare. Și eu am încredere că partidul este rațional și că vrea să câștige primăria. Dacă nu vrei să câștigi primăria, te joci cu alți candidați. Bun, examenul 1, deci e nominalizarea partidului, și examenul al doilea și cel mai important e bătălia în exterior. Cu Chirica. Cu Chirica sau cine va fi, dar probabil cum e Chirica. Care este câștigabilă. Pentru că este erodat, nu doar dosarele, dar după cum știți, primăria este blocată. Știți că este blocată. De 2 ani de când a câștigat alegerile, nu se mai întâmplă aproape nimic, nu se dau autorizații de construire, nu se eliberează acte, totul este încetinit. Atmosfera din primărie... Nu vedem nici proiecte mari. Aici e... Nu mai zic că e primar de 7 ani și nu este niciun proiect mare, da? Dar sunt blocate lucrurile mici, normale. Da? Oamenii din primărie lucrează într-o atmosferă extrem de tensionată. Când îți vine DNA-ul și DICOT-ul o dată pe lună să te controleze, când n-ai voie să vorbești cu ăla și cu ăla, oamenii nu își mai asumă nimic. Nu se mai face nimic. Cred că atmosfera acolo, da. Groaznică. Adevăr, este o atmosferă groaznică. Mă gândesc chiar și la cel în funcție, că nu știi, a început anul, acum te gândești că trece Boboteaza, trece Sfântul Ion, de săptămâna viitoare... Și procurorii sunt la treabă și toată lumea e la treabă. Iar și, cu dosarele. Și nu știi la ce te aștepți. Mai sunt și niște dosare din urmă care poate procurorii mai vor niște detalii și te trezești cu ei la ușă dimineața, la 7:30, să-și bea cafea împreună cu cei din primărie. Și e complicată, complicată viața. Dar pe de altă parte mă gândesc și la funcționarea din primărie. Da. Unii care semnează, care nu știu, vin la lucru și care vor să lucreze și se uită, domnule, dar ce-s cu ăștia, ce-s cu mascații, cu tot felul de jandarmi pe acolo și... Dar asta e. Da. Da. Bun, încă o dată, când aflăm, am înțeles că veți fi candidat, așa ați spus, dar când aflăm, când va desemna filiala anul ăsta... Probabil anul ăsta. În iunie sunt alegeri interne pentru conducere, birou local, birou județean. Și va fi înainte momentul desemnării sau după? Sau nu contează? Eu presupun că după. Pentru că odată ai conducerea. Cine câștigă conducerea are o greutate mare în a desemna candidatul. Eu cred că onest ar fi să desemnezi conducerea. Mai întâi. Deci conducea filialei municipale birou și județene. Birou local, birou județean. Corect. După care noua conducere își asumă o strategie electorală, își desemnează candidați, îi susține și merge mai departe. Am înțeles. Așa ar fi corect politic. Așa ar fi și logic. Da, corect. Logic. De asta zic, până în iunie, din punctul meu de vedere, ar fi logic, ar fi o forțare a lucrurilor, o manevră ca să desemnezi un candidat. Pentru că până la urmă nu ai... îți bat alegerile la ușă interne și tu cumva. Bun, și alegerile astea sunt importante pentru că indică, mai ales că știi prea bine că este. În filială sunt niște neînțelegeri, lucruri care încă nu s-au negociat. Așa le spuneți dumneavoastră, de afară nu știu, eu nu mă pricep la viața internă de partid, nu știu cum se aranjează lucrurile, probabil că sunt și negocieri și e normal să fie așa. Veți candida în organizație? Da, voi candida la președinția biroului județean. Deci la filiala județean. Da.
Am fost 5 ani președinte la județ. Am renunțat ăștia 2 ani, mă rog, din 2021 până în iunie se vor face 2 ani. Ce a fost chestiunea asta cu renunțarea asta? Eram acuzată de foarte multe lucruri. Că sunt dictatoare, că mă țin de scaun, că mai știu eu ce. Că doamna Chichirou nu vrea să mai plece de acolo. Și am spus, oameni buni, n-am nicio problemă să conducă alții filiala, dați-i drumul. Uitați, eu stau aici în filială, sunt vicepreședinte al biroului județean, adică nu m-am retras. Da, 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 nu puteți spune că sunteți în afara partidului. Nu, sunt în conducerea județeană. Știți ce decizii se iau? Exact, exact. Bun, a fost... Este ceva neconvențional în România. Sănătoasă și normală acea desemnare a domnului Tănase a apărut așa, parcă de nicăieri. N-a avut contracandidat, a fost ales, n-a fost desemnat. Sunt alegeri în filială. Da, da, era eu când am candidat la orice... dumneavoastră. Bun, dar eu când... Sau... Vă spun următorul lucru. Eu personal când am candidat la orice, am avut tot timpul contracandidați. N-a considerat nimeni că sunt de neatins. Și dintr-o dată un om, așa zis, apropiat de mine, candidează și nu-l vrea nimeni să-l contracandideze? Iau măcar un vot, două, trei, nimic. Nu, dar eu nu spun pentru... Că știți cum e, jocurile interne pe noi aproape ne interesează, pentru presă poate e spumos, dar electoratul e mai puțin interesat de cum se alege el acum. El vede acolo un personaj de care n-a auzit. Adică a fost profitabilă perioada asta pentru USR, spun. Să, nu, ai un om care, na, hai să fim serioși, că n-a performat anii ăștia. A apărut rar în conferințe de presă, destul de șters. Da. Pentru că nici n-a avut funcție, n-a avut forța. Adică funcție, nu, n-a fost nici parlamentar, nici consilier nu e, nu? Nu e nimic. Și atunci e foarte greu să te impui, să spui ceva și să ai greutate, cred că. Înțelege ce vreau. Una e când ești un senator, un deputat, chiar și un consilier, are ceva de spus. Uh-huh. Nu? Dar când ești așa, omul de pe stradă, că sunt liderul final. Domnule Ghețău, a fost o oportunitate pentru ceilalți parlamentari și pentru ceilalți oameni din filială să se afirme, fără ca eu să îi împiedic cu vreo candidatură la ceva. Da, poate că a picat așa pe ei, că cred că toată lumea a fost luată cumva prin surprindere. Nu, am anunțat în filială cu mult timp înainte. A, deci se știa? Da, se știa cu foarte mult timp înainte. Am zis, trebuie să facem niște planuri de succesiune. Un lider bun își asigură o succesiune. Clar că ea nu există. N-au fost oameni care să ridice filiala. Atunci eu revin la conducere și acum voi putea spune, oameni buni, ați avut oportunități să aduceți oameni de valoare în partid, să conduceți partidul, să preluați și să faceți lucruri, haideți să cântărim cei 5 ani cât am fost eu președinte, cei 2 ani cât eu n-am fost președinte. Asta pentru mine este foarte profitabil. Da, în contextul... Spuneți că vreți să reveniți sau, mă rog, vreți să candidați la șefia filialei județene. Da. Da, rămâne de văzut, e interesant. Oricum, se anunță un an... Deci eu candidez la șefia filiale. Tensionat, cred, pentru USR. Competitiv, i-aș spune. Competitiv? Da, pentru că până la urmă e o competiție. Da, dacă, știți cum e un nivel, o linie roșie, dacă linia aia roșie e făcută așa bucățele și va fi cumva, adică dacă lumea își ridică poalele în cap, cu înjurături, cu... Nu cred. Mă rog, cu înjurături, dar mă rog, cu acuzații grele de o parte și de alta, tu nu ești în stare de nimic, tu nu câștigi nimic, tu nu știu ce, și în 2024 va fi greu de lipit, pentru că totuși va fi o bătălie, bătălia încă o dată, bătălia e cea în exterior, adică e o bătălie internă, dar dacă o câștigi, depinde și cum o câștigi. De lipit trebuie lipit după iunie. De asta noi am pus mandat de 2 ani la conducerea actuală, astfel încât să fie un an și ceva înainte de locale. Adică îți alegi, evaluezi. Adică să fie cum timp a fost. De împăcare. Să fie timp, sau exact. Cineva câștigă alegerile mai depinde interne. Depinde și cum se termină bătălia asta internă. Cineva va câștiga și cineva va pierde. E adevărat. Depinde și cum. Știți cum e. Am mai văzut și pe la congresele, pe la PSD, pe la alte partide. Da. Când o tabără și ia jucăriile și chiar pleacă, că nu se mai poate. Depinde încă o dată. Dacă se spun multe, știți cum e. Aproape că în politică sunt mai grele bătăliile interne decât cele din afară. Pentru că alea din afară... Din scurta mea experiență vă confirm. Nu? Da. Deci în afară e ușor. Că cu ăla te împrietenești într-o comisie, mai negociezi ceva în Parlament sau nu știu ce. Sau la nivel local. Îl mai faci nu știu cum. Dar cumva de la sine înțeles că opoziția cu puterea se critică. Dar în interior... Doare mai tare. Ferească, știi cum e, vorba aia de... Prietenii, nu? Că
Da, și dușmanii mai aproape. Complicat, complicat cu prietenii care te înjunghie, să spune. Că nu te aștepți de la un coleg de filială să te bălăcărească. Eu mă așteptam. Mă așteptam și s-a întâmplat. Da, păi da, că nu, că e... Unde e scandalul? Că îl dăm imediat, dar nu prea îl vedem. Ah, am înțeles, așteptați scandal, nu. Nu, se face. Adică încă e ok, vreau să spun că ce se întâmplă nu se reîncă, e la un nivel, nu că acceptabil, dar nu e cu ridicatul decent. Poanelor și cu nu ridicatul tonului. Nu este decent, tonul. Adică fiecare zice păi că el vrea să... Da, da e decent. Da, se poate, cu cât ne apropiem de momentul desemnării candidatului, desemnării șefului de filială, probabil că spiritele se vor aprinde. Spiritele se vor încinge, dar eu ce zic este că în politică anumite lucruri sunt legitime și altele nu sunt. De exemplu, este legitim să ataci decizia cuiva de a face ceva. Uh-huh. Domnule, tu ai făcut asta și a fost o decizie greșită pentru că nu sunt acceptabile atacurile la persoană. Corect. Da? Tu ești urât. Da, tu ești așa sau nu știu ce. Mă rog. Dar este legitim să spui ceva despre deciziile sau inițiativele unei persoane. Eu cred că inițiativa respectivă este greșită din motivele astea. Da. Sau tu ești responsabil pentru cutare. Îi pui în cârcă ceva, ceea ce este evident adevărat. Da? Duci probe sau e de notorietate. Și atunci eu cred că astea sunt lucruri normale. Dar noi în 2020 am reușit această negociere în care au venit și domnul Bodea și cu Echidiclan și Timofciu. A fost liniște cumva. Poate în interior au fost ceva asperități, nu știm. Au fost asperități, da. A fost greu. A fost foarte greu să ajungem la acea negociere. Da, dar afară a fost la un nivel acceptabil, să spunem, tonul. Adică s-a mai auzit ceva pe aici, colo, țipete, termin. Deci a fost o opoziție destul de mare la a-i duce pe cei din PNL. Apoi noi am negociat cu Plus, unde ei voiau paritate, voiau locul 1 la Senat, în fine, paritate și la parlamentare și la locale. Până la urmă n-a fost așa, dar toată lumea a fost mulțumită. Noi din 5 parlamentari, 2 sunt de la Plus, un deputat și un senator. Da? În Consiliul Local, tot așa, au intrat 3-4 consilieri, în Consiliul Județean au 2 consilieri. Adică a fost până la urmă o negociere reușită și eu mă mândresc că am fost omul care a dus negocierea asta, a dus greu aceste negocieri la Iași. Recunosc că și Dan Barna și Dacian Cioloș au făcut eforturi la centru pentru ca filiala noastră să ajungă la rezultatul ăsta. Era o filială importantă cu și cum bun. Ei au făcut eforturi în toate județele. Ei, săracii, luni și luni și luni de zile au făcut negocierea asta. Păcat că după atâta efort, Dacian Cioloș și-a luat jucăriile și-a plecat. Apropo, reperul la Iași, vă e teamă că grupe... Nu, păcat că... Nu. Uitați-vă la domnul Urtoi, a luat 1,9%. Da. El zicea că ia 8-9-10%. Am negociat și cu domnul Urtoi atunci. Da, dar n-avea vehicul național, să spunem așa, pe când acum are PR-ul, să spunem, filiala locală. Depinde cum se mișcă partidul la nivel național. Iar părerea mea că reperul va avea sau poate avea un rol la europene, pentru că așa echipa este de conducere e la Bruxelles și s-ar putea acolo să fie cunoscut. Așa este. Însă pe local va fi greu pentru reper să facă pragul. Nu știu dacă sunteți de acord cu asta. Va fi greu. Rămâne de văzut. Va fi greu să facă pragul. E bătălie, mai ai Forța Dreptei, mai ai tot felul. Dar, PMP. Pentru mine, prima sarcină este să negociez în interiorul partidului, toată lumea să obțină ce vrea și partea frumoasă este că la USR este loc pentru toată lumea. Noi vom băga 4 parlamentari, un senator și 3 deputați, eu zic că o să avem. Da, unde ne dați și numele? Sunt niște pretendenți, sunt 4 locuri, eu nu clamez unul din acele 4 locuri, deci deja s-a deci făcut loc. Pentru toată lumea. Exact, pentru toată asta zic. Afirmația mea, nu candidez la parlamentare, a relaxat negocierea, nu a încordat-o. Și atunci asta zic, oameni buni, eu merg la primărie, voi la Parlament, da? Voi la Consiliul Local, mai știu unde. Este loc pentru toată lumea. Bună întrebare, că mai avem, cred, un minut sau două și vreau să discutăm și despre buget, dar poate cu altă ocazie. Da, da, am adus execuția preliminară. Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Ce va face USR-ul în privința listelor de consilieri local județeni, pentru că am văzut experimentul Cezar Baciu și a fost o surpriză pentru toată lumea. Adică și pentru noi. Se aștepta, nu știu, să crape cu ghilimele de rigoare undeva pe la PSD. N-a crăpat acolo, taman în curtea USR-ului care clama că el e opozantul principal. Da. Cum veți face selecția? Sau cum ar trebui făcută? Vom monitoriza mult mai bine așa zisele autobuze.
Ce s-a întâmplat este că în filiala locală au fost acceptați undeva la 20 de oameni aduși de Cezar Baciu, fără ca eu, de exemplu, să știu. Și nu cred că se știa cine sunt acești oameni. Și dacă ai 20 de oameni ai tăi, cum a fost Cezar Baciu, nu știu cine erau, habar n-am, prieteni, rude, noi avem un sistem de vot cu puncte. Adică dai 5 puncte candidatului preferat, 4-3-2-1. Scuzați-mă, vine exact. Cineva din lumea interlopă sau din... Exact, asta vă zic. Și atunci va trebui, dincolo de sistemul nostru de vot, că e democrație și se votează, să examinăm cine sunt oamenii din partid. Adică ce CV are, că poate că ai nevoie, ok, sunt iubiți cu ghilimele de rigoare, da sau nu în partid, dar totuși poate ai nevoie și de un jurist, ai nevoie și de un arhitect, ai nevoie de, nu știu, un om de afaceri, de un student, de un pensionar. Dincolo de politica de cadre, adică de CV-uri, noi trebuie să ne uităm de desubt la masa mare de 400 de oameni, 500 de oameni, dacă ăia sunt aduși bloc de cineva, care nu este o persoană integră. E o chestiune internă, dar și atunci e foarte dificil. Dă prost ca în momentele delicate omul tău eu știu asta. Să te trădeze, indiferent că e din PNL, că și pentru ei ar fi la fel, știu. Și pentru PSD, PNL, și pentru politica ieșeană e rău, pentru că ne jucăm așa, asta e o... Da. Eu de două luni m-am implicat personal în a face un audit al filialei locale, el se va încheia în curând și vom încerca să eliminăm posibilitatea. Bun, nu mai avem timp, mulțumesc. Mulțumesc o și eu. Să mai avem ocazii să mai discutăm. Sunt Florin Ghețău, o seară bună.